Iată că am ajuns și la Sarmisegetuza Regia, nu fi confundată cu Sarmisegetuza Ulpia Traiana, care se află la vest de Hațeg. Noi suntem acum în munții Orăștiei. Aceasta era capitala Daciei, locul în care se află monumentele sacre, templele dedicate zeilor de pe atunci. Ați văzut plintele acelea pe care se aflau o coloană din lemn care făceau parte din templele dedicate zeilor. Există și zone în care au fost descoperite monede care erau, se pare, identice cu cele romane, pentru că atunci se integreze în spațiul economic și pentru a ușura probabil schimbul de bunuri dintre Dacia și Imperiul Roman. Situl arheologic descoperit în secolul XIX datează din secolul I înainte de Hristos, iar cei mai importanți conducători daci au fost Burebista, respectiv Decebal. Dacia a fost cucerită, parte din Dacia, așa nume Transilvania, vestul Muntenii, Oltenia, Banatul de azi, au fost integrate în Imperiul Roman după războaiele din 101, 102 și 105, 106. După cum știți, romanii au trecut pe la Drobeta, peste podul construit de Apolodor din Damasc. Către zona sacră se află un drum pavat care era folosit probabil la diverse ritualuri și procesiuni. Ulterior, după cucerirea romană, această zonă a decăzut evident, multe dintre spațiile construite de daci fiind dezmembrate sau distruse de către romani, însă au construit acest zid care se păstrează și astăzi. Pietrele pe care le-ați văzut, parte din monumente, sunt andezite, bazalt și calcare. Dacii sunt ramura nordică a tracilor, tracii care se aflau în partea aceasta balcanică, inclusiv în Bulgaria sunt vestigii tracice, niște morminte în zona Plovdiv. Dacii în vremea lui Burebista se întindeau de la Marea Neagră și Bug, partea estică, până în vest, până la Dunăre, în Ungaria de astăzi, iar în nord, dinspre Carpații Păduroși, din Ucraina, până la munții Balcani. Deci era foarte întinsă zona. Se spune că Burebista a ars viile pentru ca dacii să nu mai bea, să nu mai se bete. Zeul cel mai important, în ce se știe, ar fi Zamolxe. Iar în timpul lui Decebal, Dacia, deși era mai mică, întinderea era mai mică, de la Tisa până la Nistru, și din nou de la Craița actuală de nord a României până la Dunăre în sud. Se spune că Dacia lui Decebal era mai puternică. Câteva dintre localitățile de pe vremea dacilor: Napoca, Cluj Napoca de azi, Potaisa, Turda de azi, Apulum, Alba Iulia de azi, Dierna, Orșova de azi, Drobeta, Turnul Severin de azi, Turis este un oraș vechi, Sucidava, Dava înseamnă cetate, ați mai auzit de termenul acesta, Petrodava, adică Piatra Neamț de azi, și Sarmisegetuza. Acestea ar fi câteva dintre localitățile dacice.